încercăm să ne pregătim pentru mâine dimineață, când o să meargă autobuzul în Berexău mic. Practic o să facem sau o să aruncăm nisip cu sare. Sare luată, așa cum spuneam, din banii viceprimarului și din banii mei personali. La fel, Cătălin, te rog, de unde ai motorină în camioneta? De la doamna viceprimar. Deci ca să știm o dată pentru totdeauna cu ce ne confruntăm. Toate acțiunile astea pe care le vedeți dumneavoastră în ultimile zile sau sunt doar cu bani de la viceprimar și din banii mei, de la anumite cunoștințe care ne ajută să trecem aceste perioade, fie de această zăpadă de 2-3 cm care se face atât tam-tam de către circari, aceiași circari, și mereu văd că mai nou sunt și circari care aderează la alți circari. A căzut, a intrat o mașină în șanț, se vede pe mesaje, pe comentarii, pentru că voia să facă drifturi pe zăpadă. Un coleg și prieten de-al meu era să intre în șanț pentru că nu a adaptat viteza la condițiile de trafic. Haideți să adaptăm viteza la condițiile de trafic și de drum. Haideți să nu ne mai umilim unii pe alții atât de mult. Se duce un consilier și face un live pe drum, unde practic eu întâmplarea a făcut că am fost la biserică la Berexău mic astăzi și chiar atunci, în momentele alea, în minutele alea, mă întorceam și eu acolo, era circulabil, trebuia să adaptez pur și simplu viteza la condițiile de drum. La anul, dacă va da Dumnezeu să fie la anul și zăpadă, și mie mi-ar plăcea să fie, atunci, într-adevăr, dacă nu fac treaba sau dacă nu am utilaje pregătite, atunci, da, poate oricine să mi se reproșeze orice. Dar acum ne descurcăm cu ce avem. Prevederi bugetare ioc pentru asemenea situații, pentru dezăpezire. Nu putem fi acuzați că nu ne facem treaba, încercăm să ne facem treaba cu ce putem și cu banii care putem și noi să ne lipsim din bugetele proprii. Suntem în Berexăul Mic, în intersecția de la Căminul Cultural, unde aruncăm cu sare și nisip, pentru ca dimineață autobuzul să nu aibă probleme la întoarcere. În rest, se circulă în condiții de iarnă, cu rugămintea și din partea mea să adaptăm condusul autovehiculelor la condițiile de iarnă. O să continuăm în intersecțiile strategice, acolo unde e nevoie de aderență mare, acolo unde se iasă în drumurile comunale sau în drumurile naționale. Cu tristețe trebuie să menționez, ne convine sau nu ne convine, că e plin internetul de filmulețe, doar de dragul de a fi filmulețe și de a posta pe internet, referitoare la condițiile de iarnă, extraordinare de iarnă cu ghilimele de rigoare. Aceiași circari, au apărut și alții care nu înțeleg că administrația în acest moment, administrația o facem cu greu din cauza lipsei fondurilor, din cauza începutului de an unde nu avem buget și funcționăm pe 1/12, iar dacă anul trecut nu a fost prevăzută nicio sumă pentru dezăpezire, practic facem totul cu banii noștri și ăsta e adevărul, cu banii viceprimarului și cu banii personali încercăm practic, nu știu dacă și reușim, să ne facem treaba așa cum știm noi mai bine. Așa cum am mai spus, la anul, pe timpul ăsta, dacă va da Dumnezeu să fie zăpadă, merităm să fim trași la răspundere pe acest subiect, pentru că noi ne facem bugetul, noi vom gestiona pe parcursul anului banii publici și atunci nu mai avem scuze. Dar în acest moment, practic, facem totul cu banii personali.